Bună ziua! Înainte să încep părerea, aș vrea să fac două anunțuri. Mai întâi, am separat în două videoclipul cu părere la seturile Ninjago. Părerea mea la seturile LEGO Ninjago sezonul 12 și părerea mea la seturile LEGO Ninjago Legacy Wave 2. De aceea și în titlu zice sezonul 12, pentru că dacă cred că le-aș pune pe toate împreună, are și un clip lung la care nu v-ați uitat cel mai probabil. Așa că le-am separat ca să fie toată lumea fericită. Plus că cele Legacy Wave 2 încă nici nu s-au anunțat toate. Și al doilea anunț ar fi faptul că de acum încolo, la păreri, voi începe cu setul care îmi place cel mai puțin și voi termina cu cel care îmi place cel mai mult. Asta pentru a încheia videoclipul pe o notă veselă. Acum, rol de intro, maestre! Acest set îmi place cel mai puțin pentru că e un templu, iar un templu e un lucru super, super comun în seria Ninjago. Și la acesta nu văd să aibă nimic special. Acum, setul 4 plus al acestui sezon. Mașina de viteză a lui Cole. În astfel de situație nu știu ce să fac. Să sper că va apărea Cole la o revistă sau să iau acest set. De fapt, setul este destul de ok, pentru că e un mod accesibil de a obține acest villain și pe Cole. Deci, eh. Aici avem cel mai mic set care l-are pe Unagami, villainul acestui sezon. Dragonul nu prea îmi place, că e nițel cam simplu, dar totuși capul e bine executat. Dar minifigurile alese să apară aici nu îmi plac, pentru că toate, mai puțin Unagami, le găsești la alte seturi mai mici. Dacă l-avea pe Col, era altă viață. Ok, dragonul ăsta chiar e super tare. Arată bine. Este un robot-dragon. Primul robot-dragon după ceva timp. Primul a fost în 2017. Și acesta e mult mai tare ca acela. Deși nu are acel play feature la coadă. Eh, bănuiesc că nu e nimic. Măcar îl avem pe Unagami într-un set mai mic. Probabil cei mai mulți dintre voi au zis că seturile astea sunt rupte din sezonul 3. Dar acesta nu. Nu, 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 nu. Mie îmi pare mai mult că este inspirat după un set Nexo Knights, care îmi trezește nostalgia. Setul mai RPG, într-o versiune în care vom afla în serial de ce arată așa. Apropo, doar eu am văzut chestia asta de deasupra fiecărui caracter care indică numele. Exact ca la un joc video, e foarte mișto că s-au gândit la chestia asta. Ok, în sfârșit trecem la un set mai mic, un pachet de vehicule. Dintre cele două îmi place mai mult motocicleta lui Lloyd, pentru că are un design unic, arată ca un vehicul care merge cu viteze mari și treaba asta cu roată gigantică în spate, roata mititică în față îl face să arate rupt din viitor. Și avionul lui Jay este destul de ok, chiar dacă pare o versiune mai mică a setului ăsta, având același play feature. Doar că de data asta acționa de sabie inclus în set. Acum avem noile arcade poduri care sunt pur și simplu geniale. Este ceva nou și original în universul Ninjago. Mai știți spinnerele de la începutul anului 2019 care aveau efectiv costumul din acel sezon și Slam Spin Jitsu care toate aveau o figurină exclusivă? Ei bine, astea au și costumul sezonului 12 și un costum exclusiv. E foarte tare! Are și arme și mechere și construcție și cutiile, de fapt. Și acesta au un design foarte mișto, clar. Clar sunt unele dintre cele mai bune seturi din sezonul 12. Dacă vă întrebați care e preferatul meu e cel cu Jay. Mai mult pentru chitara aia albastru transparent. E timpul să trecem la un set care va face istorie, fiind primul set 2-in-1 din gama Ninjago. Din el puteți construi ori acest mech, ori acest avion, care mă jur că e inspirat
din cel din sezonul 3. Mai mult îmi place mech-ul pentru că Kai n-a mai avut un mech din sezonul 2 și pentru că arată bine. Zici că e o combinație între mech-ul lui Pixal și Samurai Mech. Și mai e și un mod accesibil prin care să obții acest villain. Apropo, ați văzut aceste katane în culori noi? Nice, niște katane portocalii. În sfârșit ajungem la setul meu favorit din acest sezon, care e genial, e un fel de people pack doar că cu Ninjago și majoritatea minifigurinelor sunt exclusive. De la stânga la dreapta îl avem pe Jay, cel din toate seturile, pe Jay în varianta aia mai ciudată, mă bucur că se află într-un set mai mic, mai se află Cole în varianta lui deghizată. Ce tare, n-am mai văzut un set care să aibă părul lui Cole din 2018. Nia în costum de scafandru cu o piesă de torso exclusivă, apărută prima dată în primul episod din sezonul 11. O da, fanii au primit ce și-au dorit. Un Zayn în costum roz, foarte frumos. Mai departe este cineva care cred că e un Agami în varianta nedigitalizată. Nedigitalizată. Nu cred. Harumi se întoarce. Se pare că în sezonul 9 n-au murit 4 personaje, ci doar 3. Și mai sunt încă 2 villain care mai apar în seturi. Nu voi vorbi despre construcții, că și așa în astfel de seturi se pun în principal minifigurinele. Apropo, numai eu am văzut faptul că Jay apare pe toate cutiile. Se pare că Ninjago din nou a început conceptul în care fiecare ninja e pus în principal. Și stai. Ați văzut noile piese de echipamente pe verde transparent? Și piesa asta care arată ca un controller? Și stai. Unde e Zayn? Zayn nu apare în niciun set. De ce? Bănuiesc că vom afla în serial.